Vreau să știți că am cules de prin România un mare buchet atât de mulțumiri pentru că i-am vizitat pe frați, cât și multe salutări pe care n-aș avea timp ca să le anunț pe toate. Dar oricum, biserica noastră, vizitată În fiecare servici de sute și sute de persoane. Slăviți să fie domnul. Aveți grijă cum vă îmbrăcați, cum vorbiți, cum vă comportați. Ce ziceți când sunteți în fața publicului, că toate acestea au un ecou mare. Măriți să fie Domnul așa din partea tuturor fraților, pe scurt, harul, pacea și binecuvântarea Domnului să însoțească pe toți frații și toată biserica noastră de la Chiciner a Domnului să fie slava. A sară târziu, chiar după 12 ceva, ne-am făcut, cum să spun mai bine, mi-am adunat vreo 4-5 versete știind că nu o să am timp ca în țară. În țară se făcea o rugăciune și gata. La predică. Și acolo avem timp. Da, oricum, eu mă bucur de ordinea care domnește în biserică la noi. Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu ordinei. Mărească-i să numele. Sigur că nu la toți e plăcută ordinea, dar oamenii plin de Duhul Sfânt, înțeleg cuvântul și se acomodează, cum am văzut și azi la ora de rugăciune și în continuare, Domnul să fie slăvit! Acum s-a citit cuvintele aceste minunate de la Isaia, pe care puteți să le puneți încă o dată, și eu până acolo nu văd, aș vedea aici mai aproape, dar e într-o dungă tare. Oricum, spălați-vă deci și curățiți-vă. Însemnează că dacă Domnul și Duhul Sfânt ne-a pus pe minte să aleg acest cuvânt, Mulți din noi, sau aproape toți, am pășit în anul ăsta 2024 cu câte o mânjală, cu ceva. De aceea strigă Sfântul Cuvânt astăzi: Spălați-vă deci și curățiți-vă. Deci acesta arată că până acum n-ai fost curat cum trebuie și trebuie să te curățești. M-am bucurat de mesajul pe care fratele Fănel l-a avut și bine ar fi dacă l-am ne minte și dacă nu-l ținem minte să-l mai luăm la rost așa câteodată ca să ne ajute. Oricum, ca să ții toate minte din mesajul lui, îți trebuie o minte bună. Dar eu vorbesc mai rar și mai puțin el despre fiecare o gândire, așa că să nu le uitați. În anul ăsta, pare mi să n-am avut ocazia să țin nici o predică în Biserica Domnului de Acii, dar astăzi, cuvântul lui Dumnezeu mi-a fost pus să vorbesc de aici. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați, auzi, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți rău ce rău poți tu face? Chiar stând aici, în casa Domnului, ce rău poți face? Inima îi de deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Și având treabă cu inima și cum că la fiecare inima încă motorul, bate în piept, chiar și aici, Poți să păcătuiești cu inima ta. Poți să păcătuiești din curs unor lucruri care Biblia le osândește. Unul din lucruri este, cum vă spunem și la cina Domnului de multe ori, chipul nevrednic. Oricine urăște pe aproapele său este un ucigaș. ucigaș. Am cine apropele. aproapele? aproapele e cel de aproape. Nevasta, soțul, fetița, băiatul, nepoțul și apoi familia extinsă cuscră, cuscri și așa mai departe. Ăștia sunt în primul rând cei mai aproape. Și pe aceștia, dacă tu îi urăști, ești un fiu a sătanei. Tu nu ai chipul vrednic, ci ai chipul nevrednic. Și azi îți strigă cuvântul lui Dumnezeu, luați dinăintea ochilor mei și fapta asta ră pe care ați făcut-o. Am intrat într-un nou an, trebuie să fim noi. Trebuie să ne înroim, gândirea, inima, sânțurile. Măriți să fie Domnul. Luați dinăintea ochilor mei faptele reale pe care le-ați făcut nu mai vreau să vorbesc de celelalte fapte auxiliare, să zic așa, în care mulți sunt băgați. Dar cel puțin una tot o voi spune. Și aceasta una îți banii. O faptă rea că tu prădezi banii o faptă ră că tu joci la jocuri de noroc cu banii, dar partea Domnului în biserică nu o dai. Și asta e o faptă nelejuită, ră, vrednică de osândit. Ce să mai spunem apoi de celelalte ecrane mici și mari, care vă fură timpul și vă distrează, și stați în înaintea lor, ziua sau noaptea târziu. E o faptă ră. Luați din ochilor mei faptele astea rele pe care le-ați făcut și încetați să mai faceți rău. Dacă ne vom uita bine și în Romani 12 cu 9 și 10, relativ la ce am zis până aici, dragostea să fie fără prefăcătorie, fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Versetul 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățască, ca și cum ai fi din același sânge, ca și cum ai avea aceeași mamă, același tată. Iubiți-vă unii pe alții. Și dragostea, deci, să nu fie fățarnică. Vai, bine îmi pare că te văd, și după ce, te întorci, tragi cu ochiul și râzi de persoana pe care întâi ai făcut-o să creadă că chiar te iubește. Nu e așa. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Prefăcătoria e un lucru rău. Și atunci feriți-vă de rău. Măriți să fie Domnul Iisus Hristos învățați-vă să faceți bine lei. Dragii mei, am văzut la Ludoșu de Sibiu, care are în mustu peze loturile pentru castraveți și apoi până în 15 iunie, le ară de nu știu câte ori și le grapă ca să scoată toată buruiana din ea, toată re. Și la 15 iunie plantează castraveță. Toamna, în fiecare zi aduce o căruță după un cal sau doi plină de castraveți, pe care îi duce la vagon, export pentru Franța, pentru Germania și așa și-au făcut căs, că n-au avut fabrică în sat, dar hărnicia lor, așa că pământul nelucrat nu produce. De ce îl lucri mai mult, de ce produce mai bine? De ce îl tot întoarnă? De ce nu are buruiană? Al dacă tu samin numai așa, păi nu apucă să-ți crească plantele tale că buruia n-ai până la genunchi. Și acum, cuvântul Domnului, ne învață așa de frumos aici, spunând lucrurile acestea. învățați vă să faceți bine lei căutați dreptatea, ocrutiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Toate acestea ne stau la îndemână, cum ne spune și în Matei 25, sub judecata viitoare. Așa că, dacă vom căuta și în cartea lui Amos, capitolul 5, 14 și 15, Vom vedea o minunăție. Căutați binele și nu răul ca să trăiți. Chiar aici, pe Pământ, dacă tu cauți răul, răul îți va paște viața, familia, munca și tu însăși vei fi disprețuit. Dacă cauți binele și aici și în veșnicie, bine -ți va fi. Astfel, Domnul Dumnezeul păr oștirilor va fi cu voi, așa cum spuneți voi că este. Dar faceți așa, cum ne spuneați și cuvântul. Căutați binele și nu rău, ca să trăiți. Măriți să fie Domnul Isus. Uriți rău și iubiți binele. Ne învață prorocul. Uriți rău și iubiți binele în capul fiecăruia s o vorbi de conștiință, în capul fiecăruia, dacă ai o minte luminată de Duhul Sfânt, îți va spune cei rău și cei bine imediat. Dar dacă ești cu o minte atăcată de satan, atunci tu zici răului bine și bine lui zici rău. Ce mare lucru e să te-apleci înaintea unei persoane, dacă i-ai greșit, să-ți cei iertare, să dai mâna și să trăiești în pace. Dar știți, sfinții din România, și eu am trecut prin câteva, dar prea nimicuri, prea puțin față de alții, ăia și-au iubit torsionarii care venea și îi chinuia în toată ziulica și ei se ruga pentru ei cum odată unul securism mare atât au bătut pe un episcop. Nu știu dacă nu cumva era catolic, greco-catolic, Atât l-au bătut și în cele din urmă ce-au greșit el, că tovarășii lui, l-au băgat și pe el la pușcărie. Și acolo s-au îmbolnăvit amândoi foarte grozav. Preotul ăsta Iscu pe nume era noaptea nașterii Domnului și el zecen într-un pat acolo și el a în alt pat dincolo. de cu ultimile sforțări s o sculat Iscu și s o dus la cel ce-l toată ziua. O dat mâna, l-a sărutat, l-a invitat să se mărturisească și s-a mărturisit omul cu lacrimi. Și-a spus că îi pare rău de acțiunile lui, și ăsta iarăși l-a sărutat, s-a dus la pat și în aceeași noapte au murit amândoi. Păție, nu te-o bătut, mă, nimeni, nici cuscri, nici copii, nici nepoți. Și tu te porți cu ei cum nu trebuie. Nu te-o bătut bărbatul și tu te porți cum el cu el cum nu trebuie? Sau nu te-a bătut nevasta, cum am văzut, pe un frate de la Valea Groșului, când venea din misiune, nevastă s-a aștepta cu sucitoarea cu care făcea tăieței. Așa ți-l Nu? Sau pe o soră la care am asistat pe domnul viu la mormântare. Bărbatul ei o bătea fără seamăn. Și ea zicea, dă dragă, de până mai ai în cine da, că eu voi muri, apoi vedea tu ce-i face. Și așa s-a întâmplat, într-o bună zi s-a îmbolnăvit grav și a murit. La mormântare, el a început să-și ceară iertare, și s-a botezat. Nu știu dacă s o pocăit, dar de botezat s-a botezat. Slavă Domnului! Vedeți? Ca să iubești pe aproapele tău, îi binele complet. Nu știi iubi pe aproapele tău, tu însă ești un rău. Și poți să te consideri de pe acum, calea ta nu duce la rai. Mai citim din Sfântul Cuvânt a Domnului și din Eremia 4 cu 14. Auziți ce zice acolo. Curățiți-vă inima de rău, Ierusalime sau frate, soră, să fii mântuit. Dacă inima ta stă rău, dușmânia, ura, poftară, lăcomia de avere, de bani, de șertăciunea gândurilor, a poftelor străcăcioasă. Tu nu poți fi mântuit. Curățește-ți inima de rău ca să poți fi mântuit. Mărit să fie Domnul Iisus Hristos. Mult ar fi să le citim, dar un alt mare rău stă scris și în Salmul 39, unde omului Dumnezeu își zice lui însăși, ziceam, voi vegea asupra căilor mele și prima cărare e cărarea limbii, ca să nu păcătuiesc cu limba. Ori de câte ori vorbești rău, acuz.” Tu rovești într-o altă persoană și Domnul Iisus a spus în Matei să nu vorbiți de rău nici pe unul din acești micuți frații mei care s-au botezat în apă, care au primit credința, au primit și Duhul Sfânt că vă spun că îngerilor lor văd porori fața Tatălui meu care este în ceruri. Și apoi ei raportează. uite ce cum se poartă cu tare, cu cutare. Uite câtă inimă face. uite câtă poveste goală. Toate acestea sunt raportate. Și atunci vine și Apostolul Iacob în capitolul 3 și arată cât de periculoasă limba. Ea este un foc care nu se poate stinge. Dar când e așa? Când e aprinsă de cine? De focul genii. Adică dacă limba ta nu poate vorbi bine, tu te duci la focul genii, el te aprinde. Dacă inima ta nu poate iubi, tu te duci la focul ghenii, că el te ține acolo. Dacă tu faci lucruri care nu se merită să le faci și inima ta îți spune bine că nu-i bună asta, fie pe loc, fie mai după aceea, Întoarce-te la Dumnezeu, iubit ascultător! Întoarce-te la Dumnezeu și El se va întoarce la tine și te vei împreteni cu Dumnezeu și atunci vei avea pace cu toți din jurul tău. Vor fi cu tine în pace și vrăjmașii cei mai mari nu mai avea ce să face. Amin!